Bună ziua! În acest videoclip vreau să discut așa un pic mai liber legat de secretul medical și secretul datelor medicale, datelor dumneavoastră personale, care este, să știți, extrem, extrem de important. Multe persoane îmi adresează comentarii pe acest canal în care, efectiv, vreau să vă aduc în vedere acest lucru, că scrie numele dumneavoastră acolo, de regulă, dacă nu aveți, să spunem, un username care nu este numele dumneavoastră, și efectiv, dedesubt, uneori scrie de diagnostice care sunt extrem de grave, de probleme de sănătate foarte, foarte importante. Și trebuie să înțelegeți că acest lucru pe care îl scrieți pe internet, sau nu neapărat pe canalul meu, dar și pe Facebook sau pe Twitter sau pe unde scrieți aceste lucruri, trebuie să înțelegeți că aceste date vor fi publice. Deci, în momentul în care le-ați scris acolo, există șansa ca și alți oameni să vadă diagnosticele de care suferiți. Acum, unii oameni n-au nicio problemă cu asta și sunt extrem de sinceri și n-au nimic de ascuns, ceea ce este lăudabil și eu personal nu sunt adeptul să ascund foarte multe lucruri, dar totuși cred că datele medicale ar trebui să fie discutate între pacient și medic și să existe această încredere că acele date pot să fie secrete, pot să fie confidențiale. Că aveți, să spunem așa, cu medicul dumneavoastră o relație în care sunteți ca într-un fel de bulă protectoare și ce comunicați cu medicul trebuie să fie acolo, trebuie să rămână la cabinet. Problema pe care o avem în ziua de astăzi este că medicina evoluează și apar și consultații online și consultații virtuale și aceste lucruri. Eu consider că acest lucru, da, trebuie făcut, dar trebuie făcut cu cap și mă refer aici la câteva lucruri. În primul rând, consider că o consultație virtuală, cred că este cel mai bine să fie doar o consultație de control. Totuși, încă consider că este bine ca oamenii să vadă medicul întâi, față în față, să vadă dacă au o relație bună cu respectivul medic și apoi, eventual, să continue consultațiile în spațiul virtual sau la telefon. Pentru că după acea consultație inițială se stabilește o relație odată de încredere, odată se pot colecta mai multe date, adică medicul respectiv care vă vede față în față prinde mult mai multe detalii legate de dumneavoastră, legate de istoricul medical, de modul dumneavoastră de viață, de posibilitățile pe care le aveți pentru tratament, unde puteți să mergeți, cât de mult vă puteți deplasa, lucruri de acest gen care să știți că se pierd uneori. De asemenea, medicul poate să facă un examen clinic. La telefon, prin internet, nu putem să ascultăm plămâni. Nu putem să palpăm un abdomen și să vedem unde doare. Aceste lucruri, să știți că sunt importante și nu putem să ne bazăm tot timpul pe o consultație online. Și există încă această artă a medicinei în care efectiv medicul pune mâna pe bolnav. Bineînțeles cu consimțământul acestuia, dar este important să avem și această perspectivă, pentru că dacă o pierdem, să știți că pierdem multe dintre intuițiile medicului care ar putea să fie utile uneori. Și este important dacă faceți o consultație online să încercați să vedeți dacă nu puteți să aveți un timp mai îndelungat cu medicul respectiv pentru a combate cumva această lipsă de informații care se pierd efectiv prin intermediul mijloacelor audio-video. O altă problemă extrem, extrem de mare este cea legată de secretul datelor personale. Pentru că în momentul în care dumneavoastră trimiteți datele pe internet către un cabinet sau către un medic, eventual la o adresă de e-mail, este important să înțelegeți dacă acele date ajung doar la medicul respectiv sau sunt văzute și de alte persoane. Pentru că există boli uneori care pot să aibă un impact asupra vieții dumneavoastră. Să spunem, dacă lucrați la o firmă și sunteți depistat cu o boală care este, să spunem, de natură profesională. Sau poate este o boală care nu vă mai permite să lucrați acolo. Și eventual, șeful dumneavoastră află de pe internet că dumneavoastră suferiți de boala respectivă și găsește un alt motiv să vă dea afară. Ce faceți în situația respectivă? Sau să spunem, dumneavoastră suferiți de o boală terminală, de o boală foarte gravă și nu vreți ca membrii familiei dumneavoastră să știe diagnosticul. Și este absolut respectabil, este dorința dumneavoastră, nu trebuie nimeni să treacă peste dorința dumneavoastră. Dar dacă acele date pe care dumneavoastră le discutați cu medicul, cu clinica online, cu serviciul de consultație online sau le trimiteți unei persoane ca să le urmărească, trebuie să vă asumați faptul că acele date nu știți întotdeauna unde vor ajunge. Și este bine dacă vă programați pentru consultații online să întrebați
ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale. Acest secret medical este extrem de important, este dreptul dumneavoastră și eu cred că este un lucru foarte, foarte important care nu știu dacă există întotdeauna la consultațiile online, în formatul în care le-am înțeles eu în România. Consider că clinicile care oferă consultații online ar trebui să vă pună la dispoziție politica lor de prelucrare a datelor personale. Cred că multe o fac sau sunt undeva ascunse, dar ar fi bine să cereți acest lucru expres. Și de asemenea, dacă vi se dă o adresă de e-mail unde să trimiteți documentele dumneavoastră medicale pentru a fi văzute de medic, vedeți unde trimiteți. Dacă adresa aia este o adresă de Yahoo sau o adresă de Gmail sau o adresă de Hotmail sau ceva, dacă nu este o adresă securizată, un server securizat al clinicii respective, eu consider că nu este în regulă, pentru că trimiteți acele date practic la o adresă care poate să fie creată de oricine. Deci trebuie să fie un grad de responsabilitate din partea clinicii care vă oferă acest serviciu, pentru care plătiți de altfel să vă ofere confidențialitatea serviciului. Totuși, acestea fiind zise, consider că medicina virtuală are un viitor. Și în momentul în care, să spunem, reușiți să treceți de o consultație inițială, medicul vă cunoaște și vă urmărește prin telefon sau eventual prin videoconferință sau prin alte mijloace audiovizuale care vor fi în viitor, putem să avem multe beneficii, pentru că este mult mai ușor și pentru dumneavoastră și pentru medic să ridice telefonul și să vă sune. Dar aceste lucruri trebuie făcute într-un mod organizat și cu cap, adică trebuie să fie un grad de transparență și să știți că există încă destul de multe neajunsuri ale consultațiilor online. În orice caz, eu sper să găsiți medici buni în localitatea în care vă aflați și ne vedem în videoclipurile următoare. Numai bine, sănătate!